Când m-au dus din Cehia, șoferul m-au dus până la Bac. El s-a uimit când o văd așa frumuseț. El încă două ori a stat aici, s-a făcut poz, a cătat o barcă și s-a plimbat o leac cu pe apă. Oamenii nu cunosc. Și eu cred că aici nu-i departe de Chișinău, de megapolis și ăla, unde poate oamenii zi să odihnească, să iei un gât de energie pozitivă și să duc să muncească mai departe. De mult se trage turismul în satul Mălavata, pentru că este o istorie a satului Mălavata, că din anii 70, când au început să construiască case de odihnă aici, apoi veneau turiști din toată fostă Uniunea Sovietică și de atunci am fost cum pasionat cu așa o idee ca să construiesc o căsuță de vacanță unde să fac o afacere. Ca să realizez tot obiectivul ăsta, am fost nevoit să plec după hotare. Am fost și am muncit în vreo 5 ani la Rusia. Am venit și am realizat, încă nu până la urmă, dar mai am de muncă, de muncit. Și am mai ultimul timp am mai fost și am mai muncit pe Europa și am văzut multe idei care sunt pentru folos, pentru noi și doresc să realizez mai departe, pentru că la noi Mălavata așa e un sat pitoresc care într-adevăr merită să facem așa ceva. Trebuie să schimbăm, aici avem de muncă. Trebuie să prefacem terasa. Aici trebuie să facem un iaz în față la terasă. Facem gard, să închidem. Să fie așa o zonă închisă de spate oameni să odihnească, să nu fie galajie, să fie. Lucrul nu se termină. Dimineața pâine coașem. Cu curcău de viță de vii. Tot ecologic. Și fratele meu mai mare ascultau grupa Smok și pe discuri de cele albastre erau vechi. Și de atunci m-am pasionat cu muzică de asta. Dar ei nu toți ascultă rock. Rock ascultă oameni care au filozofie ceva la viața lor. Dacă noi muriți, ne pune scânt cu ăsta, da, tatăcică, da, tatăcică. Vreau să ne râdă lumea, da, tatăcică, dar noi ți-am pune cărțile. Leon Ivan, eu cât s-a ocupat cu rocul, adu-i un pahar de apă, te rog frumos. Eu și când muncesc pe afară, nu mă zic, Leon, apă, deci, că nu știu. Noi suntem împreună 30 de ani. Vreau 4 ani urmă am stat în spital și eu ne-am schimbat modul de viață, de 8 ani. Am schimbat altfel, altă atitudine. Apă cu lămâie. Țăranilor, țară trebuie să ai de toate. Gata aici.
Opa, stai. A iepuri principalul și curățenia trebuie să fie. Apa trebuie să vină tot centralizată și apii trăiesc. Ionul e atât, este a fost plin. Înainte de a pleca în... Și-l mai greu că ne-i taie. Doar... Nu. Pe asta o cheamă Clara. Pe asta Roza. El tot e tânăr, băietul. Are vreo 6 luni de... Da, e brav. Are grijă de fete. Și-ai? Te drăși. Stai mâncare, că eu trebuie. Dă-și-o, îți dă mâncărișe. Dă-și trebuie să tot curățel. Eu, de când sunt eu, de când sunt copil mic, eu nu-mi închip. Eu ți-am uitat la părinții noștri, noi aveam iepuraș, capriț, doi porci, asta era tradiție. Și am tot așa, fără animale, nu-mi închip. Trebuie să avem la țară de toate. Când ești acolo, ești cu gândul acasă. Aici e patria, aici e tot a noastră. Este așa o zicală, dacă nimic copil îl pui la muncă, apel toată viața, merge și muncește. Dar dacă îl ieși și doarme până la 11, până la 12, apoi de întrebi gospodar nu faci. Și noi părinții așa de mic, de miteni, au pus la... Noi mai mult practicăm metode de astea. Așa, nu cu chimicate. De pierd roșiile, apoi le stropim odată. Dar le stropim cu zer și cu sodă de mâncat. Castraveții cu drojdie, punem drojdie în apă și tot așa. Asta să o verificăm. Și am ușa să dăm noi și ce lucru să facem. Este efect. Eu spate și copașii. Mine nu mă filmați din cutioare. Să nu vă filmați? Da, că asta e femeie trebuie să fac, nu eu. Dar eu o ajut. Ce, să vă faceți de lucru, da? Dar eu știu și părerea aveau oameni. Știți că lumea e muie. În sat adică e rușinos dacă bărbatul înșelă rușinul și vară. Ei toți se rușinează, dar toți fac lucrul ăsta. Eu nu văd nimic rușinos. Păi voi nu vedeți, da. Pentru noi este mai delicat. Aici. Islandel la o parte și tot. Dar la noi aici e numai unul prinde. Adică să Transnistrieni, dacă și ei nu prea ascultăm. Muzica
cărnule, cu cărnule. Plăcinte, muzică populară și un pahar de vin. Ce mai trebuie? Potențialul este, simplu trebuie noi aici mai în vârstă să începem și le dăm estafeta, la aici mai tineri și eu îți ducă și să fac un ban și să-ți acasă. Că țara asta trebuie îngrijită, nu trebuie lăsată așa, în paragină și în burie.